Am revenit din pauza de publicitate, în continuare alături de noi Beatrice Duca. Am vorbit despre partea personală, am vorbit despre bârfe, despre cancanuri, pe care încă o dată țin să subliniez faptul că într-adevăr acele postări, acele articole au fost niște articole gen pamflet, deci nu putem să ne luăm de ele foarte tare, că sub apanajul pamfletului asta este. Și vreau să vorbim puțin și despre partea artistică, pentru că, iată, au existat tot felul de discuții și din punctul ăsta de vedere că după decesul soțului tău ai ales să te urci înapoi pe scenă și să cânți și să încânți publicul și toată lumea, sau mă rog, o parte din, nu toată lumea, că atunci nu mai avea niciun spectator, dacă era toată lumea, o parte a lumii, iarăși, a decretat cu multă siguranță în glas că n-a fost tocmai alegerea fericită din punctul tău de vedere, că ar fi trebuit să stai acasă și să te hrănească cei de la cantina socială, nu? Sau? Probabil. Probabil. Da, primul eveniment l-am avut exact după ce s-au împlinit 40 de zile. Parastas la care chiar părintele, care a oficiat slujba, mi-a spus să mă duc să cânt. Că am discutat, îți dai seama. Erau contracte semnate. De exemplu, nu am luat nicio nuntă vara aceasta. Am avut solicitări, dar am ales să nu cânt la nicio nuntă. Pentru că la nuntă este altceva. Este altă atmosferă, trebuie să transmit și chiar nu puteam. Chiar una dintre nunțile la care ar trebui să cânt era la un prieten de-a lui Ciprian, de-a soțului meu, prieten bun, mă rog, s-a recăsătorit, a făcut nuntă și și-ar fi dorit tare mult. Da, și el, culmea, oamenii se mai și... Da. Și am refuzat. Cu două zile înainte de eveniment l-am sunat și i-am spus că nu pot să particip, nu pot să fiu acolo, nu pot să cânt. Spectacolele au fost altceva și nu au fost foarte multe. Am onorat doar contractele pe care le-am avut discutate dinainte. Unele dintre ele chiar cu soțul meu și tras așa pentru ele și foarte, chiar înainte cu o săptămână semnasem cu Pașcaniul. Ăla a fost primul. Și da, nu știu de ce am fost așa judecată. Cei de acolo care m-au văzut, care au fost la spectacol, au văzut în ce fel, și am și postat, există postare, în ce fel am dus eu la capăt acel moment și cât de greu mi-a fost. Dar, na, lumea vorbește, iar eu știu că au fost artiști care au urcat pe scenă, trebuiau să ajungă în ziua în care și-au înmormântat părinții sau au mai fost situații, nu sunt nici prima, nici ultima, dar, na. Am să dau din casă, dar nu de la tine, ci de la mine de data asta, o chestiune pe care mi-a spus-o preotul paroh de la noi, din parohie, de la Sfântul Nectarie. Am ajuns în ziua de Sfântul Nectarie seara, pentru că dimineața n-am putut să particip la liturghie, pentru că eram la redacție. Și m-am întâlnit cu părintele și m-a întrebat ce fac și zic, părinte, am venit și eu acum când am putut, că acum am terminat la lucru. Și mi-a zis, Laura, liturghia ta este acolo unde ai locul de muncă. Așa este. Pentru că tu nu lucrezi doar pentru tine, ci pentru o mare masă a populației. Cred că se poate transpune exemplul ăsta, se poate extrapola și la tine. Așa că, iată. Da, și mai ales că știu că soțul meu, pentru el, acest obiectiv ca eu să continui și să merg cât de departe îmi va hărăzi Dumnezeu, era poate cel mai important obiectiv din viața lui. Deci el trăia ca și mine, poate mai intens decât trăiesc eu pasiunea asta a mea pentru muzică. Pentru el era totul. El lupta pentru mine, el lupta ca eu să fiu pe scenă, el lupta ca eu să fiu... Mai erau momente când, uite, trebuia să merg la câte o emisiune la București și de multe ori nu mai... Mi se părea obositor și renunțam. Se supăra pe mine, nu se supăra pe mine pentru multe alte lucruri, dar se supăra pe mine pentru că renunțam. Oamenii te cheamă și tu nu mergi și a muncit atâta și s-a investit atâta și tu... Deci pentru el asta era un fel de trăire maximă. Iar eu acum știu foarte bine, eu știu ce a fost în casa mea, știu ce a fost în relația mea, știu cum au stat lucrurile între noi, știu cât de mult m-a iubit, într-adevăr m-a iubit enorm, chiar, mă rog, cei care sunt lângă noi și care știu viața noastră, așa a fost o relație și o iubire necondiționată și demnă de dat model.
Și din acest motiv, eu tot ceea ce aleg să fac de acum încolo, știu sigur că nu l-ar deranja. Chiar și această eventuală relație care la un moment dat ar putea fi în viața mea. Că, na, nu o să mă călugăresc, nu sunt genul, mă vedeți, și știu sigur că el nu vrea să mă vadă rău. Asta până este. La urmă despre asta e vorba în viață, adică atât timp cât iubirea trebuie neapărat să fie altruistă, că dacă nu, nu e iubire. Exact. Și atât timp cât există unul care rămâne, din păcate, și eu sunt sigură că toate discuțiile astea și inclusiv povestea cu divorțul, nu, pentru că n-am auzit să se întâmple înaintea decesului. Păi tocmai, așa că tocmai. Dacă el ar fi trăit în continuare, cu siguranță pe nimeni nu ar fi interesat că la un moment dat voi ați divorțat, că v-ați recăsătorit. Nu cred că sunteți nici primul, nici ultimul cuplu care face o astfel de alegere, care ia o astfel de alegere. Și nu cred că e așa o... Păi asta am zis, niciodată, și am apărut, slavă Domnului, niciodată cât el a trăit, nu a apărut un cuvânt urât despre mine, nu a apărut un comentariu urât. În momentul în care am rămas singură, s-au gândit unii să lovească în mine. De ce? Că am rămas o femeie singură și se consideră că, uite, trebuia să fiu cu capul, cum ai spus, să mă duc să mă hrănesc de la cantina socială, faptul că eu sunt așa cum mă vedeți și că sunt o femeie puternică, chiar dacă asta deranjează pe unii sau pe alții, asta a durut, s-au așteptat unii să ce? Eu trebuie să trăiesc înainte, inclusiv pentru el și pentru memoria lui, și să fiu bine. Și dacă bine înseamnă să am un bărbat lângă mine, înseamnă că eu știu de ce fac lucrul acesta, eu știu de ce simt lucrul acesta și știu sigur că soțul meu de acolo de sus este ok cu asta. E, și până la urmă, raportat la contract, era normal pentru orice om, indiferent de domeniul în care lucrează, să-și onoreze niște contracte, că nu-mi imaginez că, Doamne ferește, altcineva, de exemplu, care lucra într-un birou pus la... Nu te mai duci la serviciu? Situația ta nu se mai ducea un an la serviciu, adică despre asta vorbim. Da. Bun, poate că, într-adevăr, jobul tău fiind de o altă natură, e altă discuție și altă poveste. Nu am apărut la nicio emisiune, nu am participat la filmări pentru emisiuni din acestea de voie bună, deloc, până acum, în această perioadă în care am început să filmăm pentru sărbători și da, mi-am reluat activitatea. Singura dată când am apărut într-o emisiune și am cântat, a fost cu această piesă pe care ați dat-o și voi, piesă pe care am scris-o în memoria și pentru soțul meu, am pus în acele versuri toate trăirile și toate sentimentele mele vis-a-vis de el cât a fost în viață, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat și felul în care simt eu acum. Deci a fost singura mea apariție și nu am țopăit și nu am și nu nici măcar acea melodie nu are niște trăiri false. Sunt trăirile mele pe care așa am considerat să le dăruiesc. Sunt multe femei care s-au regăsit în acele versuri pe care le-am scris chiar în ziua în care i-am făcut parastasul de 9 zile. După ce a plecat toată lumea de acasă, de la mine, eram cu cumnata mea, cu Monica, care a stat o perioadă cu mine, am scris acel text, cred că în maxim 10 minute. Nu dovedeam să scriu, că versurile curgeau și mi-am dat seama că și acea inspirație vine de undeva și așa am simțit, să o pun pe muzică și să o dau mai departe. Asta simt, asta fac, sunt o persoană deschisă și cred că așa ar trebui să facem toți, să ne vedem de viețișoarele noastre astea scurte, să trăim intens tot ceea ce ne dorim, în primul rând pentru noi, să vedem fiecare ce probleme interioare avem, ce frustrări personale avem și să ni le rezolvăm noi, cu noi, pentru că știi cum este... Acum am început să învăț și eu și să studiez mai mult, să analizez toate lucrurile acestea legate de dezvoltare personală, de spiritualitate și se spune că cineva care gândește rău, vorbește rău despre altcineva, de fapt despre el vorbește, cu el are o problemă și... Asta se numește proiecție în termen. Exact, și toate acele lucruri practic și le reproșează lui, doar că nu își dă seama. Adică nu știu de ce ne-am consumat energia urând cu atâta patimă pe alții, analizându-le viețile, tocându-le mărunțel în condițiile în care nu trebuie decât să ne vedem de viața noastră și să ne facem bucurii și să încercăm să ne rezolvăm problemele și să fim bine, noi cu noi în primul rând. Eu cu mine sunt foarte bine
și pun capul liniștită pe pernă și pentru mine asta contează. Nu urăsc, îmi văd de viața mea, încerc cât mai mult să fiu un om bun, să nu deranjez, să dăruiesc iubire și în egală măsură să primez de acolo de unde îmi vine, iar mai mult de atât nu pot, îmi pare rău dacă nu pot să mulțumesc pe toată lumea, nici eu nu rezonez cu toată lumea, dar prefer să ignor. Nu rezonez cu tine, nu ne intersectăm, dar nu ne murdărim și nu ne aruncăm cu mizerii, pentru că este păcat și nu face bine. Uite, de asta se întâmplă tot felul de lucruri. Vis-a-vis de ceea ce mă întrebai de carieră, voi continua cu ceea ce făceam înainte. Chiar a fost o pauză lungă de când nu am mai organizat un eveniment caritabil, pe care știi tu că am spus eu cândva la voi, da, că da. Unul pe an, cel puțin, pentru că asta consider că trebuie să dăruiesc, să dau eu înapoi pe lângă tot ce primesc. A fost pandemia, au fost toate problemele, dar cu siguranță cât de curând cine va avea nevoie, știi foarte bine, copii, bătrâni în suferință, mă ocup și fac astfel de lucruri, pentru că de aici ne vine bucuria și de aici ne vin împlinirile. Mai avem 3 minuțele, iarăși. Și aș vrea să te întreb pe final, cât de greu este să fii persoană publică în România? Acum știi cum este. Nu sunt eu o persoană publică. Ești așa, persoană la publică. Nivel. Dacă nu erai, n-apăreai. Da, la nivel local. Până acum tot persoană publică, da, nu mi-a fost greu și de ce să nu recunosc? Mi-am dorit celebritatea. Aș fi ipocrită să spun că nu. Și eu și soțul meu și chiar am spus după ce s-a întâmplat și am zis, Doamne, atâția ani de zile m-am împins de la spate și își dorea și să fiu, să ies în față. Acum m-a făcut el mai cunoscută decât am fost vreodată cu tot ce s-a întâmplat, din păcate. Pentru el și pentru mine și pentru... Dar mă gândesc că nici asta nu a fost întâmplător. Da, acum mi este puțin greu, pentru că au venit toate deodată peste mine și singură și fără un sprijin care să lupte pentru mine. Nu este ușor, dar pot trăi cu asta. Pot trăi cu asta, după cum am spus, sunt o persoană puternică. Am învățat din lecțiile mele de viață, nu doar din asta, din tot ce am trăit. Și continui să... merg mai departe să lupt pentru mine și pentru familia mea și pentru sufletul meu. Și bineînțeles că am grijă și de sufletul lui, să-i fac tot ce este de făcut, să mă rog pentru el, să-i aprind lumânări, să fiu prezent acolo la cimitir și îl simt aproape. Ți-am spus, este acasă, cu noi, este în gândurile noastre, mă ajută să iau decizii, când nu știu ce să fac și nu știu ce să aleg, îmi vine, așa simt că aceea este decizia corectă și să știi că de fiecare dată de când el nu mai este, așa a fost și slavă Domnului că mi-a fost bine, m-am descurcat, nu m-am împiedicat niciodată, am rămas demnă și așa voi rămâne. Asta e cel mai important lucru, cred. Ai un mesaj pentru publicul tău? Pentru publicul meu, ca de fiecare dată, îi îmbrățișez, îi iubesc, le mulțumesc pentru toată susținerea. Și le doresc numai bine, să se bucure de fiecare zi, de fiecare minuțel din viața lor, să încerce să-și creeze mici bucurii și să nu rateze absolut nimic din ceea ce le oferă viața, pentru că uite că nu se știe. Azi ești, mâine nu ești, nu știi peste 10 minute ce se întâmplă cu viața ta. Așa că, dragii mei, bucurați-vă de viață, trăiți frumos, iubiți, nu urâți, lăsați toate astea deoparte și fiți fericiți! Mulțumim tare, tare mult, draga noastră, că ai acceptat invitația, că ai fost cu noi alături aici în platou, te mai așteptăm și sperăm din tot sufletul să-ți fie bine, să se facă dreptate și să fii o persoană publică despre care să se scrie doar frumos, nu există așa ceva. Întotdeauna, da, și ajută, da, să știi că ți-am mai spus eu odată că haterii sunt cei mai buni în ceea ce privește publicul, că ei sunt sinceri și te urmăresc mult mai intens decât o așa fac. Așa este, dar să lase anonimatul, să vină și să vorbească cu noi dacă au ceva de întrebat. Exact, să știi că de multe ori am spus și eu asta. Dom'le, da, lasă tastatura, exact. Și vino și vorbește. Da, spune-mi dacă ai ceva de spus, întreabă-mă, că uite, eu răspund deschis.
gratis și frumos. Vă mulțumesc și eu că sunteți alături de mine și să știți că sunteți primii cu care am ales să vorbesc și cred că și ultimii. Am și deschis și am și încheiat acest subiect despre viața mea personală, dar pentru că voi mi-ați fost alături, întotdeauna am sunteți prieteni, am ales să vin aici pentru că știu că sunt înțeleasă și vorbim deschis și nu mă tem că în spate cine știe ce se deformează. Nu e decât un perete, atunci. Exact. Sunteți prietenii mei, din respect pentru voi și din toată dragostea mea pentru voi am ales să discut aici lucrurile astea și sper să le încheiem tot astăzi. Doamne ajută așa să fie și să nu mai existe alte zvonuri și alte bârfe și sperăm, după cum spuneam, să te vedem fericită mereu și împlinită. Nu se mai poate 100%, că asta este, dar așa cum și-ar fi dorit soțul așa tău, este. Ciprian, să se întâmple, așa să se întâmple lucrurile. Doamne pentru ajută. Tine. Viața pe care am avut-o eu le-o doresc multor femei și bărbați, cum am avut eu, vă doresc tuturor să aveți. Și da, viața trebuie să meargă înainte, asta este, așa a fost să fie, mergem înainte. Mulțumesc! Cu tot dragul, iar noi, dragi telespectatori, ne revedem în doar câteva secunde, rămâneți alături de noi. Doamnelor și domnilor, am revenit și pentru că la emisiunea Iașul TV dau loc toate genurile de muzică, trecem de la Beatrice Duca la alte două evenimente importante care vor avea loc în perioada următoare, imediat următoare aș putea să spun. De această dată vorbim despre Stoner Rock și despre evenimente care vor avea loc în capitală. Așa cum ne-am obișnuit vara aceasta, toate evenimentele frumoase au avut loc acolo, la București. Tot acolo se vor desfășura și acestea două, despre care ne va vorbi în minute următoare Olivia Ignătescu, cea care este reprezentantul, organizatorul și totodată sufletul Cavaleria Events. Bun revenit la noi, Olivia! De-abia așteptăm să aflăm ce ne-ai pregătit. Bine v-am regăsit! Spune-ne despre ce e vorba în aceste două evenimente de Stoner Rock pe care le-ai pregătit pentru publicul vostru. Cred că vă amintiți că astă vară am avut la Armania prezenți pe cei de la Stone Jesus. Da. Foarte iubiți la noi, revin cu un turneu european și se opresc în București și Cluj pe 19 și pe 20, chiar săptămâna aceasta, duminică, va avea loc evenimentul din București. Bun, cum se face intrarea, de unde se pot procura biletele? Aceleași întrebări, uzuale le-am. Da, biletele ca de obicei de pe iabilet. Noi colaborăm foarte bine și tot timpul cu cei de la iabilet. O noutate aș putea să spun este că nu se desfășoară, ne-am obișnuit, în Quantic Club, ci în expirat. Încă lucrăm la program. Ne-am gândit că ora de acces va fi 20, dar încă lucrăm la program, zilele acestea îl vom publica, cel mai probabil așa va rămâne. În deschidere ei vin cu o altă trupă care este cunoscută la noi și anume Pubovsk, tot din Ucraina. Deci sunt două trupe ucrainene de stoner foarte bune, muzică de bună calitate, atmosferă așa cum ne dorim noi, incendiară, știm ce cântă cei de la Stone Jesus. Așa că va fi o duminică nemaipomenită în București la Club Expirat. Și în Cluj când va avea loc? În Cluj pe 19. Pe 19. Deci deschiderea e în Cluj, din Ardeal pornește și se duce către sudul țării, în capitală. Da. Am fi vrut să vă facem și vouă o surpriză, dar din păcate pentru promotorii din România drumurile nu ne ajută. Știm, n-avem autostradă. Noi ne-am liniștit aici. Da. Cumva nu-i ajută nici pe ei timpul și își programează două evenimente în România și asta se întâmplă în Cluj și în București de cele mai multe ori. Dar și când o să avem autostradă, să vezi atunci câte evenimente o să aduceți voi la Iași. Ce mai trebuie să... E o super rock în Iași. Doamne ajută! Ce mai trebuie să știe publicul doritor de spectacol și de voie bună despre aceste două evenimente? N-am spus nimic încă despre Villagers of Ivanina City, care va avea loc exact în perioada aceea cu vot, cu multe sărbători, da? Care ne vor oferi nou un timp de relaxare și poate lumea va pleca din București.
dar cu siguranță cei care se întorc duminică mai devreme vor avea posibilitatea să ajungă și în club cuantic, acolo unde chiar va avea loc un eveniment super, super așteptat, pentru că noi am fi dorit să-i aducem în 2020, dar ca să reamintim iarăși perioada asta urâtă de pandemie, turneul lor s-a anulat, așa că revin acum într-un turneu est-european, cei de la Villagers of Ioanina City. Vreau să spun că a fost așa un boom, o explozie când am anunțat trupa. În prima zi s-au vândut peste 100 de bilete. Și acum mai aveți vreo unul? Ei, avem, încă mai avem, dar se vând constant. Am înțeles. Tot de pe iabilet.ro. Până pe 4 și până de altă pe iabilet și până pe 4 mai e ceva timp. Nu suntem așa de aproape cu evenimentul ca cel de pe 20. Deci încă mai e timp ca lumea să-și procure bilete și probabil să-și gândească cumva acea mini-vacanță. Da, așa este, da. Da, eu sper să vă iasă exact așa cum vă doriți amândouă evenimentele. Sunt sigură că așa se va întâmpla. Da. Publicul de sonor este un public constant și care efectiv se bucură la astfel de evenimente. Mulțumim tare, tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră chiar și așa, prin intermediul telefonului, și sperăm la un moment dat, înainte de a avea autostradă, că nu se știe când se va întâmpla asta, să te avem și aici, în platou, să vorbim despre lucruri frumoase. Sigur. De-abia aștept următorul Rock în Iași și atunci cu siguranță vă vizitez. Perfect, așa rămâne, it's a date, pe atunci să fie. Mulțumim tare mult, Olivia, și multă baftă în tot ceea ce îți propui. Mulțumim! La revedere! Iar noi, dragi telespectatori, ne luăm și noi rămas bun aici, dar ne întâlnim și săptămâna viitoare, tot joi, tot de la ora 17, pentru o nouă ediție a emisiunii Iașul TV. De până atunci, să aveți o minte aspră și o inimă blândă. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei, vă doresc tot binele din lume, să fie pace și liniște pe toată planeta și să auzim numai de bine. Și bineînțeles, rămâneți alături de Iași TV Live. Pe curând!